Nu putem încă renunța la fulare și mănuși. În luna februarie, protagonistă este ninsoarea. În aceste zile, vântul va înregistra și el intensificări treptate, care vor atinge viteze de 20-22 de kilometri la oră, potrivit prognozei meteo emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Pe măsură ce ne apropiem de primul sfârșit de săptămână din februarie, o masă de aer rece din est va pune stăpânire pe orașul Viorilor. Acest val de frig va face ca senzația termică percepută la nivel corporal să fie mai scăzută cu încă 4 grade. Așadar, dacă meteorologii anunță pentru vineri și sâmbătă minime de până la minus 7 grade, noi vom simți o temperatură de minus 12. Tot în această perioadă, vântul își va schimba cursul, suflând din vest și nord-vest cu o putere de 48 chiar 50 de kilometri la oră. Duminică, soarele își va arăta fața pentru scurt timp, dar maxima nu va depăși un grad. Nici în cea de-a doua săptămână a lunii februarie frigul nu ne părăsește. Pe lângă temperaturile joase, revin și precipitațiile sub formă de ninsoare sporadică și viscoliile. Vremea geroasă ne dă târcoale la mijlocul săptămânii viitoare. Termometrul va coborî până la minus 12 grade Celsius, dar din cauza umidității, a radiațiilor solare și a vântului, senzația termică percepută la nivel corporal va fi de minus 14-15 grade Celsius. Meteorologii anunță pentru sfârșitul lunii februarie cel mai mult noros, cu un regim termic scăzut. Maxima nu va depăși 3 grade Celsius, iar stratul de zăpadă poate să atingă 4-5 cm. Luna februarie este cunoscută la români ca Făurar sau Luna Lupilor. Era considerată a fi o lună deosebit de nemiloasă, cu geruri și viscole mari. În tradiția populară se spune că în februarie două săptămâni îngheață tot, iar în următoarele două se dezgheață. Denumirea populară de Făurar sugerează începutul pregătirilor pentru muncile agricole și nu numai, ce aveau să înceapă din luna următoare, când vremea era mai blândă.